bine, te va izbăvi, va da biruință și așa. Și s-a părut suspect la Iosafat. Mă, dar toți? Nu mai este vreun proroc pe aici. Mai este unul. Dar atâta mă enervează. Ăla întotdeauna când îl chem să-mi prorocească ceva, numai de rău îmi prorocește. Ăla-i Mica, e singurul proroc pe care îl numește pe nume. Ați observat ceva? Ceilalți la grămadă, ca și cum ai dat drumul la radio, și nu are importanță cine vorbește. Fraților, vreau să învățăm ceva de aici. Înainte să facem planuri de viitor, înainte să-ți faci planuri de căsătorie, înainte să-ți faci planuri de profesie, înainte să-ți faci planuri de a-ți cumpăra nu știu ce, întreabă-L pe Domnul, consultă-te cu Dumnezeu și apoi fă planurile. Sau, dacă vine cineva la tine și spune așa, vorbește Domnul și așa și așa, pune mâna pe Scriptură, vezi dacă ce spune el așa și așa și așa, îi în voia lui Dumnezeu, îi în Scripturi. Că Dumnezeu nu se contrazice niciodată. Știți asta? Orice prorocie, spune Scriptura, se tâlcuiește cu o altă prorocie din Scriptură. Deci Dumnezeu nu se contrazice niciodată. Noi căutăm să facem planuri și le eliminăm pe Dumnezeul, îl punem undeva la colț. Și după aceea, păi acum să, ce-or zice frate, că eu am făcut de astea fără? Hai să întrebăm și pe Domnul. Fraților, vă sfătuiesc, pe cei căsătoriți, pe cei necăsătoriți, orice vreți să faceți în viață, consultați-L pe Dumnezeu. Vreau să vă mărturisesc din propria viață. Când am făcut planuri fără Dumnezeu, au fost cele mai nenorocite planuri. Unele erau să mă nenorocească pe veci. Când l-am întrebat pe Domnul și am plănuit cu Dumnezeu și m-am rugat și am spus, Doamne, Tu ce spui de asta? Au fost cele mai frumoase și mai binecuvântate planuri și au avut biruința. Doamne, ajută-ne să ne consultăm cu Tine. Amin? Apoi, fraților, vreau să citim, ceva din Cartea Proverbelor. Eu iubesc cartea asta pentru că atâta învățătură găsește aici. Fantastic! Proverbe, capitolul 1. Proverbe, capitolul 1. Începem cu versetul 10. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigat de ei. Dacă îți vor zice, vino cu noi, hai să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat, hai să înghițim de vii ca locuința morților și întregi, ca pe cei ce se pogoară în groapă, vom găsi tot felul de lucruri scumpe, ne vom umplea casele cu pradă, vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toții. Fiule, să nu pornești la drum cu ei. Fiule, să nu pornești la drum cu ei. Abateți piciorul de pe calea lor, căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge. Dar degeaba se aruncă lațul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întinde lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Aveți grijă cu cine vă însoțiți. Ce plănuiți, că nu toate, nu toți sunt bine intenționați. Unii sub cupola aceasta a religiei și a... vă duc la dezastru. Știți ce m-a uimit foarte tare? Că noi ne bazăm pe tot felul de lucruri și în cea din urmă instanță noi zicem, las că harul Domnului e mare și bun Domnul și ne-a iertat și știe El ce să facă cu noi. Ce m-a surprins pe mine, că Apostolul Pavel are un răspuns la lucrul acesta. Capitolul 6 din Romani.
Oare să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Oh, nu, 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 nici de cum. Deci, fraților, a fost un călugăr în Rusia pe nume Rasputin. Călugărul acesta învăța pe oameni că pot să facă orice. Să trăiască în curvie, să trăiască în prea curvie, în minciuni, să facă orice. Că Domnul e bun. Cu cât păcatul se înmulțește, spunea el, cu atâta Dumnezeu mărește harul. Și iartă pe oameni. Dar vreau să vă spun ceva. Când un om face un păcat voit, să știți că ăla nu mai este iertat așa de ușor. Este iertat cu mare pocăință. Dacă vă aduceți aminte, împăratul David, când a păcătuit, el a păcătuit cu Batșeba, voit! Pocăința lui a fost enormă. Și nu fără costuri. Nu fără costuri. Orice păcat atrage după el niște costuri. Să știți asta. Aș vrea ca în biserica noastră Domnul să ne ajute să avem viață sfântă. Să nu cumva să ne treacă prin cap, să plănuim, să păcătuim în fel și chip că Domnul e bun. O să avem costuri enorme. Costuri enorme. Vreau să mergem mai departe. Al treilea lucru, a treia greșeală enormă pe care a făcut-o Iosafat a fost că a intrat într-o alianță cu împăratul Ahazia, care era un împărat rău, de asemenea, ca să construiască corăbii, să se îmbogățească amândoi. După ce Domnul îți dă, te binecuvântează, ai de toate, toți vin la tine cu daruri, spune Scriptura că veneau cei din împrejurul regatului cu daruri la el, și la el, pentru că tremurau înaintea lui. Și când Dumnezeu te ridică în felul acesta, tu mai vrei să te aliezi cu necredincioșii și cu împărații răi, cu oamenii răi, să-ți înmulțești bogățiile. Știți ce a făcut Dumnezeu? Dacă doriți să citiți mai mult despre chestia asta, 1 Împărați, capitolul 22. Dumnezeu i-a distrus toate corăbile. Și atât am citit chestiunile astea și m-am prins. De ce? O mers corăbile până la, nu știu unde, de la Tars, pe nu știu unde, și s-o zdrobit toate și... Care era farmecul? Am înțeles că Dumnezeu era împotriva planurilor pe care le făcea Iosafat de a se îmbogăți. Nu era suficient Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a zdrobit tot. Toate corăbile, toate investițiile, toate planurile. Până când Iosafat a înțeles, Ahazia a spus... Hai să mai construim o dată. Oamenii tăi cu oamenii mei o să meargă împreună pe corăbii. Spus, nu. Nu. E suficient cât am de la Dumnezeu. Fraților, aplicat pentru noi și pentru viața noastră, este că noi trebuie să fim mulțumitori cu cât am primit de la Dumnezeu. Dumnezeu are o măsură dreaptă, corectă, El știe cât să-mi dea mie, dacă îmi dă mai mult, știe că mă iau nebuniile și mă stric de cap. Uitați-vă la unii în jurul nostru, uitați-vă la cei cu faimă. Au forțat limitele și au ajuns să se destrăbăleze în ultimul hal și cei mai mulți să moară drogați și să moară sinuciși pentru că nu-și mai găsesc rostul în viață. Dumnezeu are o măsură bună și dreaptă. Dumnezeu știe cât să-ți dea ție. Dumnezeu știe cât să-mi dea mie. Dumnezeu știe cât să-ți dea ție. De ce să forțăm lucrurile și să-L punem pe Dumnezeu în situația în care să ne distrugă toate planurile și toate lucrurile care noi le-am făcut? Pentru Dumnezeu toate sunt cu un scop. Să îți salveze sufletul. Amin? Putem spune asta.
Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl interesează mai mult decât tractoarele noastre și mașinile cu nu știu câți cai și mușchii noștri și îmbrăcămintea de firmă. Îl interesează ce ai pe sub îmbrăcămintea aia de firmă. Ce e în inima ta și ce e în sufletul tău. Asta e, de asta e interesat Dumnezeu. Fraților, vreau să ne reamintim deciziile acestea care într-un fel pe Iosafat l-au dus aproape la nenorocire și să ne amintim că și noi s-ar putea să luăm decizii dacă le luăm fără Dumnezeu, care să ne ducă până pe marginea prăpastiei. Iosafat s-a dus la luptă cu Ahab și spune Scriptura că Ahab a fost așa de șiret încât i-a spus la Iosafat: auzi, îmbracă-te tu cu hainele împărătești, eu mă îmbrac așa de luptă și mă duc la luptă. Chestia asta l-a costat foarte mult, sau era să-l coste pe Iosafat. S-a dus în mijlocul bătăliei și porunca pe care a dat-o împăratul sirienilor, generalilor lui, a fost asta: nu vă luptați cu nimeni, numai cu împăratul lui Israel. Era un plan al lui Dumnezeu să-l omoare pe Ahab pentru nelegiuirile lui și pentru păcatele lui. Și faptul că el l-a pus pe Iosafat să se îmbrace în hainele împărătești și l-a trimis la luptă, l-au înconjurat generalii sirieni și când s-au apropiat de el și au omorât garda personală, el a început să țipe. Și generalii care îl cunoșteau pe Ahab a spus: ăsta nu e împăratul Israel. Și Domnul a făcut ca ei să se retragă, pentru că Domnul iubea pe Iosafat, cu toate că a luat decizii greșite. N-aș vrea să îl punem pe Dumnezeu în situația asta, să luăm decizii greșite în viață și să fie nevoit Dumnezeu numai când strigăm să ne mai scape. Doamne, ajută-ne să fim credincioși, să luăm decizii bune, Doamne. Dar vreau să închem cu lucrul acesta. Totuși, Iosafat a știut să primească sfatul și mustrarea lui Dumnezeu. Și a știut să se pocăiască. 2 Cronici, capitolul 19, versetele care le-am citit la urmă. Cum de-ai ajutat tu pe cel rău și a iubit pe cei ce urăsc pe Domnul? Din pricina aceasta este mânia Domnul pe tine. Asta i-a spus-o un proroc care a fost cu coloană vertebrală, fără frică, în fața împăratului, chiar dacă trebuie să mor. Dar tot se mai găsește și ceva bun în tine, căci ai înlăturat din țară idolii și ți-ai pus inima să-L caute pe Dumnezeu. Acum, n-aș vrea să-l privim pe Iosafat pentru predica asta și trei decizii, să zic, importante în viață, greșite. N-aș vrea să-l privim ca și un om care a fost cu totul depravat înaintea lui Dumnezeu. A greșit în anumite momente din viață pentru că nu a vegheat. În fond, el a fost un om care a făcut reformă spirituală în regatul lui Iuda, un om care a instaurat adevărul și dreptatea, un om care i-a învățat pe oameni legea lui Dumnezeu și principii sănătoase de viață. Doar că aceste decizii care au pigmentat viața lui au putut să-l ducă la un mare dezastru. Și totuși, după ce Domnul îl mustră, el se pocăiește, se duce la Ierusalim și de acolo începe să așeze judecători drepți, corecți, care să judece tot poporul și să învețe tot poporul legea lui Dumnezeu. Asta aș vrea să facem și noi. Dacă Dumnezeu folosește o cântare, o predică, un cuvânt, o, nu știu ce folosește, o rugăciune, ca să ne mustre, să ne îndreptăm, să primim de la Domnul mustrarea și să ne îndreptăm viața, să ne pocăim. Și apoi
să învățăm și pe alții. Mă, uite, așa am fost și eu. Și Domnul mi-a vorbit. Și m-am schimbat. Și bine. Și altă viață. Doamne, ajută-ne la asta. Amin. Fraților, vreau să învățăm cum să ne schimbăm viața asta. Cum să ne ridicăm, chiar dacă asta ar fi o întrebare legitimă pentru noi. Totuși, dacă eu am luat decizii greșite în viață, am păcătuit în diferite feluri. Cum să-mi îndrept viața? Ce să fac? Ce să fac? Păi, primul pas, ca și o aplicație aș vrea să o luăm, primul pas este ca să ne gândim. Să ne gândim la toate deciziile care le-am luat în viață sau poate în perioada mai recentă și le-am luat total greșit, fără să-L consultăm pe Domnul. Și apoi, dacă am făcut asta, să spun, Doamne, eu vreau să mă pocăiesc de ele. Vreau să mă pocăiesc. Și de astăzi, de acum seara încolo, orice decizie, orice plan, orice vreau să fac în viață, vreau să mă consult cu Tine. Și dacă Tu îmi dai accept, le fac, dacă nu, nu. Amin? Doamne, ajută-ne! M-am gândit să închem cu o imagine. Cu o imagine, poate că v-am mai spus-o de mult, poate unii ați auzit-o, alții nu. Viața noastră, atunci când suntem pe marginea prăpastiei, atunci când am luat decizii care ne-au distrus viața, tinerii,